Salutare la toată lumea, din nou, în a 16-a zi de greva foamei aici, în fața Palatului, fața Guvernului României. Protestez împotriva unei fraude făcute de noapra Sfințitul Teodosie de la Constanța, prin parohia Sfinții Trei Ierarhi. Bani primiți de la Secretariatul de Stat pentru Culte în valoare de 100.000 de lei. Instituțiile statului, Secretariatul de Stat pentru Culte, Guvernul României, Parchet, Curte de Conturi, toate aceste instituții tac și acoperă această fraudă. Oameni buni, în 2010 s-a furat 100.000 de lei de la bugetul de stat, iar instituțiile statului tac. Lucrul acesta eu nu-l pot să-l mai tolerez. Mă țin la curent. 16-a zi. Foarte greu. Nu recomand la nimeni, dar rămân pe baricade. Toate cele bune.